Bună seara, doamnelor și domnilor! O ediție cu totul și cu totul special în această seară. Să vedeți de ce. Astăzi este despre un coleg de-al meu, drag, poate cel mai bun jurnalist de la România TV, cel care, sau despre care, aflăm lucruri ineditele, putem spune, nu știu. O să vedeți dumneavoastră cum pot fi catalogate aceste lucruri zi de zi. Lucrezi cu un om, stai de vorbă cu el, el te ajută, tu l-ajuți și așa mai departe. Și deodată citești despre el într-un articol că știe cum este în Harkov, acolo unde acum sunt bombe, acolo unde acum este război. Și el știe să ne spună cum este acolo. Familia lui a venit din Ucraina, din Harkov. Nu vreau să vorbesc prea multe. Victor Ciutacu, doamnelor și domnilor, în această seară alături de mine. Victor, bună seara! Bună seara, Cristina, mulțumesc pentru introducerea spectaculoasă. Nici nu-mi dau seama dacă, bă, nu știu, nu vreau să exagerez, nu vreau să spun lucruri pe care tu nu vrei să le spui. Știi cum e? E o ușoară exagerare că știu cum e în Harkov, că știu cum e în Harkov acum numai de la televizor și din ce văd pe internet. Știu cum era în Harkov în vremurile bune ale orașului. Spune-ne povestea ta sau a familiei. Eu recunosc că am descoperit în evenimentul zilei, ai scris, da, chiar așa cumva se numea, un articol pe care n-aș fi vrut să-l scriu sau așa ceva. Nu, de ce? Pentru că nu mi-a plăcut niciodată să-mi exhib povestea familiei, dramele de familie, pentru că, în definitiv, familia asta a trecut și trece în continuare prin niște drame umane care, după părerea mea, sunt greu surmontabile. Dar la un moment dat, nu știu, cumva acrit de toți specialiștii de televizor și de Facebook în război și de toți judecătorii de televizor și de Facebook. Toată lumea cunoaște care, spațiul rus. Și care toți decid, fiecare după capul lui, cine e vinovat. Putin e vinovat, Zelenski e vinovat, rușii să moară în chinuri, ucrainenii să moară în chinuri, în funcție de preferințe și de propaganda pe care o slujesc sau de propriile păreri. Contează mai puțin, m-am hotărât, am scris într-o noapte, când am ajuns acasă. După emisiune, undeva între 1 și 2 noapte, am scris textul ăla pe care l-ai citit în evenimentul zilei. Povestea mea nu e povestea mea, e povestea familiei mele, mai puțin a mea, legată de Harkov. Eu am fost, hai să spunem, turist în Harkov. Harkov, să spunem oamenilor, cel de-al doilea oraș al Ucrainei, un oraș ca mărimea Ucrainei, spre 2 milioane de locuitori după recensământul oficial. Dar știi că și București are 2 milioane pe recensământul oficial și suntem vreo 4. Dublu, da. Așa, Harkov e un oraș cam de dimensiunile Ucrainean despre care tot vorbim în aceste zile, doamnelor și domnilor. Un oraș ucrainean locuit în majoritate de ruși. De ruși? Da, de populația este majoritar rusească, inclusiv la ultimul referendum făcut de guvernare, de regimul Zelenski, spune-i tu cum vrei, am înțeles că 80% s-au declarat ruși, adică este, de asta mă și miră foarte tare în modul barbar în care îl bombardează rușii. Da? Familia ta e din Harkov? Mama mea e din Harkov. Mama ta este născută în Harkov? Nu, e născută în Harkov, e crescută în Harkov, e născută într-un orășel mai mic, mă rog, la dimensiunile fostei Uniuni Sovietice, orășelele mai mici de la ei sunt cât marele municipii de la noi. E din Ucraina? Mama ta este născută acolo, e născută într-un oraș numit Nemirov și ulterior mutată în Harkov și crescută în Harkov până la vârsta de 4 ani de zile, când familia din care se trage, descompletată la momentul respectiv, pentru că bunicul meu, nu mai știu dacă era în război sau deja murise în război, mama, sora ei și cu bunica mea, cu mama lor, au plecat refugiate, exact ca ucrainenii de astăzi, din calea frontului, familia de evrei fiind, Harkovul fiind și la vremea respectivă țintă, au plecat cu o sacoșică. Exact cum vedem oamenii în vama. De unde au plecat? Din Harkov, cu trenul, cu bovagon. Două luni de zile au mers cu trenul. Două luni au mers cu trenul? Păi da, cu opri. Câți ani avea mama ta? 4. Sora ei avea 12, că e cu 8 ani mai mare. Mai avea un frate mai mare, cu 8 ani decât sora cea mare. 16, mă rog, 4 cu 8, 12 și cu... Mama ta este rusoaică, era atunci... Nu, evrei că născută în Ucraina, este dintr-o, mă rog, era cetățean al Uniunii Republicii Sovieticilor Socialiste. Asta vreau să mă refer, era cetățean al URSS.
Da, repet, evrei, că din familie 100% evreiască, bunicul ei a fost rabin și a fost îngropat de viu împreună cu toată familia. Cum adică îngropat de viu? La propriu. Ororile războiului, ororile persecuțiilor etnice. Îngropat? Îngropat de viu. Așa a murit. Spre deosebire de faraoni care erau îngropați morți și cu familiile vii, el a fost îngropat de viu. Doamne, ferește. Și au plecat din Harkov cu o gentuță după ele și au ajuns, de fapt au ajuns, că au bănăneit până toate republicile alea cu Stan la coadă. Kazahstan, Kârgâzstan, Turkmenistan, ce vrei tu. Fugind din calea frontului, la propriu. O viață de refugiați care a durat 5 ani de zile, de la 4 la 9 ani, o femeie și cu 2 copii, respectiv bunica mea și cu cele două surori, mama și sora ei, au locuit, în măsura în care poți să spui că locuiești cu viața de refugiat de 5 ani de zile, în republicile asiatice ale Uniunii Sovietice, ca după 5 ani, deci când mama avea 9 ani, să se întoarcă toate trei la Harkov, fără acte pe care le pierduseră și pe care au fost nevoite să le refacă. Harkov atunci încă Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, clar. Căutându-și casa din care au plecat și din care au găsit un perete. Deci au plecat dintr-o casă pe pământ, da? Nu știu, casă pe pământ sau un soi de bloculeț, ceva la modul ăsta. În fine, cert e că apartamentul unde locuiau ele era un singur perete când s-au întors. S-au întors și au găsit un singur perete. Din patru și fără acoperiș. S-a improvizat din cartoane, din plastice, din resturi, din ce vrei tu. S-a încropit așa un soi de locuință, îți dai seama ce hal de locuință, în care au trăit niște ani de zile, până când ulterior regimul, administrația, nu mă întreba cine, le-a dat o repartiție într-un bloc, într-un apartament la comun cu alții. Un apartament la comun? Da. Au trăit la comun cu alții. Ulterior, repet, bunicul meu fiind decedat, fratele lor mai mare fiind deja plecat, au rămas ele trei, fetele au învățat, au studiat, mătușa mea a intrat la medicină, a fost un reputat medic stomatolog în orașul Kirovograd, de asemenea bombardat zilele astea, unde îmi petreceam eu vacanțele când eram mai mic, iar mama a intrat la Politehnică, la Institutul Politehnic de la Harkov, bombardat de asemenea zilele astea, pe care l-a și absolvit chiar cu două licențe. Mama a făcut două facultăți într-una singură, inginer și economist. Acolo să studia intensiv inginerie pentru industria minieră foarte dezvoltată în și în Ucraina de astăzi, până când s-a rupt Donbasul, după cum bine știm, e toată zona aia minieră. Spre exemplu, maică mea făcea practică, a făcut practică în mină. În mină. În mină la Donețk. La Donețk. Da. Iată, acum despre care... Despre care știm cu toții. Vrea Putin să fie independentă și așa mai departe. Da, nici eu nu sunt convins că vor foarte tare să stea sub ucraineni, dar mă rog, asta e altă discuție. Da. Asta chiar e o discuție, care cum vrea, așa. Da. Altă dată. Și a ajuns studentă la Institutul Politehnic de la Harkov, unde s-a cunoscut, s-a împrietenit și ulterior s-a și căsătorit cu un tânăr student român, Vasile Ciutacu, din Comarnic. Tata, care era de asemenea orfan de război, tatălui, bunicul meu, murise în război, copil sărac, cel mai mare dintr-o familie de trei frați și ulterior două surori, care a făcut școala la Sinaia, crescut de bunica mea, de mama lui, singură la vremea respectivă, dintr-o vacă. O vacă pe care o mulgea, făcea brânză și făcea în fiecare zi sau de două ori pe săptămână, nu mai știu exact să spun, mi-am povestit tata la vremea respectivă, naveta de la Comarnic la Sinaia pe jos, din vârful Comarnicului, ca să vândă brânză la piață. De la Sinaia la Comarnic sunt 14 km, mai pune încă vreo 3-4 până în vârful Comarnicului, femeia făcea, dus întors, cam 40 de km pe talpă. Cu brânza la ea, brânza la ea, da, adică s-o vândă în piață. Brânză. Cărând brânză.
Tata a intrat la facultate la Brașov, tot la inginerie, la Politehnica de la Brașov, și pe baza rezultatelor, student eminent fiind primii 2 ani de facultate, și a faptului că, după cum știm, comuniștii la vremea respectivă căutau copii săraci pe care să îi ridice și, mă rog, aveau două criterii: să fii sărac, să aibă grijă statul de tine, și tu să fii veșnic recunoscător statului și, în general, orfanii, așa, statului comunist, și, în al doilea rând, să fie și mintoși. Că nu era încă vremea în care aduseseră toți imbecilii în Partidul Comunist să îi facă dregători. Și l-au trimis la facultate la... în Uniunea Sovietică, să zicem așa. Unde a mai stat un an și pregătitor, cum făceau și studenții străini la noi în România, ca să învețe limba. A învățat limba, ulterior a început, sau mă rog, a continuat facultatea acolo de inginerie, nu știu, și-a echivalat, nu și-a echivalat, e o poveste lungă și destul de complicată. A stat în cămin coleg cu un chinez, cu un bulgar și cu nu mai știu ce, erau toate națiile, toate semințiile în camera. Asta în Harkov, da? În Harkov, da. Așa. Și s-a prietenit cu mama, cu care ulterior s-a și căsătorit. Și-au făcut-o pe sora mea la Harkov. Sora mea este născută la Harkov în 1959. Tata a plecat, a fost o mare problemă și o mare dramă de familie internă, dacă să mai întoarce românul să le ia. Că tata a plecat, că, mă rog, să terminase facultatea, s-a venit să-l repartizeze și, sau să-și legalizeze actele de căsătorie și, mă rog, să se ducă să-și ia fetele să le aducă în România, pe mama și pe sora mea. După 11, sau la cele 11 luni ale sorămii, sora mea e născută în februarie 1959, pe 13, deci în ianuarie 1960, cu o brumă de zestre după ele, nu știu, un aparat de radio și nu mai știu ce producție sovietică, și cu trenul au venit în România, s-au stabilit în România. Și foarte interesant, sora mea și cu maica mea, până când am plinit sora mea 14 ani, au fost cetățeni sovietici. Sora mea a devenit cetățean român când a trebuit să-și facă buletinul la 14 ani. Da, bă, atunci. Dar da. Altfel, născut în Harkov. Născut unde? În Harkov, da. Doamne, o mai fi nici eu sunt născut în România, mă rog, eu și cu tata. La Sinaia. Eu sunt născut la Sinaia, da, acolo unde părinții mei s-au stabilit și de unde n-au mai plecat până în ziua de astăzi. Știi limba rusă? Am crescut cu limba rusă în casă. Limba rusă a fost limba mea maternă, nu știu, acum rusă, nu mai știu, practic. Rusă, ucraineană? Nu, rusă. La noi în casă s-a vorbit rusă și la noi în familie s-a vorbit rusă. Nu ucraineană. Și ucraineana este mult diferită de rusă. Eu înțelegi spun, ucraineană? Nu, aproape deloc. Înțelegi ce zice Zelenski zilele acestea? Când vorbește în rusă, o bună bucată din ce vorbește Zelenski înțeleg, când vorbește în ucraineană. Nu, ucraineană seamănă mai mult cu poloneza. Dacă vrei, o poloneză corcită cu rusă, știi? Uh-huh. Iar ei sunt foarte naționaliști, așa de felul lor. Încă de vremea Uniunii Sovietice, ăștia, ucrainovță, cum le ziceau ăștia, ucrainenii, ăștia, neamul, spița ucraineană, ei așa între ei pe stradă și în tot vorbeau în limba lor, nu vorbeau. Uh-huh. Altfel toți vorbitori de rusă, pentru că școala era în limba rusă, totul era în limba rusă. Dar foarte ai dracu, deci dacă prindeai de aia, era, știi cum era povestea aia la noi, că dacă ceri o pâine în ungurime, nu-ți dau ungurii, dacă nu le ceri, nu ungurește. E, cam așa era pe la ucraineni în zonele unde erau ei foarte naționaliști. Le întrebai ceva în rusă și ei răspundea un ucrainean. Moment pe care pe mine mă bloca. Sigur, nu mai știu rusă cum știam. Eu vorbeam curent. Gândește-te că la mine în casă s-a vorbit rusă. An de zile eu am învățat româna pe stradă, la bloc. Nu în casă. Uh-huh. Cu băieții. Da, în fața blocului. Mama ta nu era vorbitoare de română, era vorbitoare... Nu, acu este vorbitoare de română, că vorbea stă din 1960 în România, dar vorbitoare de limba rusă. Cam aceeași promoție cu Marina Voica, au venit cam în același timp din Uniunea Sovietică în România. Au venit la Sinaia, s-au stabilit la Sinaia. Tata, lucru pe care îl mai reproșez eu, mai în glumă, mai în serios, s-a dus în
Uniunea Sovietică a trimis de stat să se facă inginer și în loc să se facă activist de partid sau securist, s-a făcut inginer. El a crezut pe cuvânt de onoare și s-a întors și a inginerit până când a ieșit la pensie, la Mefinsinaia, la fel ca și mama. N-am avut și eu noroc. Colegi de promoție și de generație, de-ai tatălui meu, de la momentul respectiv, au ajuns unii dintre ei chiar dregători în statul român. Spre exemplu, a fost și tu știi că noi suntem, hai să zicem, mai pe vechi așa mai de mult în presă, a fost un rector al Universității de la Brașov și ulterior ambasador al României în Germania, Florea Dudiță, care a fost și senator PSD, mă rog, PDSR, cum se chema pe vremea aia, FDSN, a fost în aceeași perioadă cu tata. Că am zis, bă, ăștia acum au reușit și tu ai venit să inginerești. Stat la apartament de bloc, născut într-un apartament de două camere la Sinaia, în blocul vecin cu blocul Noricăi Nicolae, și ulterior ne-am mutat în anul în care m-am născut eu, imediat după ce m-am născut, într-un apartament de trei camere în care locuiesc părinții mei și astăzi în cartierul muncitoresc al orașului Sinaia, nu în centru. Să știi că am citit Perlei Carpaților. Că tatălui tău îi se spune Vasea. Da, de la Vasile, mă rog, român rusificat, dacă vezi. Da. Și ție? Vitea. Vitea. Da. Deci, doamnelor, știi că era o carte, Vitea Malev. Ciutacul este Vitea. Da. Până la 18 ani. Păi eu am avut, deci oricum toți prietenii mei din copilărie și tot în continuare spun Vitea când ajung, în rarele clipe când ajung la Sinaia și când reușim să ne mai întâlnim. Da, spre exemplu, fiul meu și cel mai bun prieten al meu din copilărie, Horațiu, îmi spune în continuare așa cu Vitea. Da, am avut, mă rog, Vitea era numele meu și la școală, deci profesorii toți îmi spuneau, nu spunea nimeni Victor. Victor, eu am început să răspund la Victor. Eu sunt Victor și Gabriel. La Gabriel nu răspund nici azi, poți să strigi Gabi după mine. Așa. La Victor am început să răspund în armată. Când deja aveam 18 spre 19. Ce spune mama ta de război? E îngrozită. Îți dai seama, un om de 86 de ani care se uită la televizor și care vede țara ei, orașul ei, facultatea ei bombardate, distruse, rase la blană. Este, vorbeam cu ea și îmi spunea că e coșmarul vieții. E a doua oară într-o viață și a început viața cu Harkovul bombardat, din care a fost nevoie să se refugieze. Și vorba ei, sper să nu-mi o termin tot cu Harkovul bombardat și văzând pe alții care sunt în situația în care am fost noi acum 80 de ani. E înfiorător, nici vreau să mă gândesc ce este în sufletul mamei mele. Vorbesc, încerc să o liniștesc, dar nu e să liniștești, ce să liniștești? Un om care a trăit pe pielea lui, un om care a mers printre bombardamente, un om care s-a strecurat printre bombardamente, care și-a găsit casa dărâmată, care a trăit la comun cu alții, care a pățit ce a pățit într-o viață chinuită. Și acum vezi la 86 de ani că povestea se repetă, fără tine acolo. Și din fericire pentru mine, fără majoritatea membrilor familiei mele, câți mai trăiesc de ei pe acolo. Au plecat și bine au făcut, marea lor majoritate. Aia care, mama a fost antemergătoare, a plecat de când cu lupii albi. După căderea Cortinei, familia mamei mele, care dintre ei au vrut, a beneficiat de o lege dată de statul german, dacă nu mă înșel, ca reparații acordate populației cu precădere cele evreiești din țările unde au făcut ei nenorociri în timpul celui de-al doilea război mondial. Și mătușa mea și cu fata aici mică, verișoara mea, profesoară de muzică, profesoară de pian, verișoarele mele amândouă de la Kirovograd, unde îmi făceam eu vacanțele, erau profesoare, una de pian și una de vioară, dacă nu mă înșel, amândouă absolvente de conservator, amândouă, mă rog, niște fete foarte fine. Aia mare a rămas la Kirovograd, aia mare era cu un an mai mare decât soră mea, aia mică cu un an mai mică decât soră mea. Deci asta care mai trăiește, Valea, Valentina, repet, profesoară de pian, a plecat cu copiii și ea în Germania, cu mătușa mea, s-au stabilit în Germania, nu în niște condiții. Nemții le-au dat, știi, statul german un soi de indemnizație socială și niște apartamente în care să locuiască cu o chirie modică, repet, în lumina legii privind acordarea de despăgubiri populației
din care zonele a suferit ocupate în urma războiului. Așa. Și mătușa mea a murit între timp. Îți dai seama, dacă mama are 86 de ani, ar fi avut acum 94, că era cu 8 ani mai mare. O dentistă excepțională la Kirovograd, un orășel, cum îi zic ei, un orășel care cam cât Ploieștiul nostru. Cam atâta Kirovograd, că de asta spun că e huge, fosta Uniune Sovietică, Rusia, Ucraina, toate sunt gigantice. Orice orășel, cum zic ei la el, e cât un municipiu zdravă de la noi. Că de-aia mă mai distrez, mă mai la asta, mă rog, în măsura în care poți să te distrezi. Cu toate orașele astea ucrainene pe care le-au învățat toți, sunt specialiști toți în Ucraina. Herson, Mariupol, nu știu. Ai văzut, dacă te uiți și le cauți, toate sunt la 200.000, 300.000, 400.000 de locuitori. Până la declanșarea războiului nu știai că există pe hartă, da? Chiar. Mă uitam la Lvov. Lvov e oraș, mă rog, zonă poloneză. E oraș de 760.000 de oameni sau ceva în genul ăsta. Pe câte orașe de 760.000 de oameni avem noi în România? Și totuși Lvov nu e considerat vo metropolă, da? Așa, deci astea două plecat în Germania, a rămas cealaltă verișoara mea în Kirovograd, care, mă rog, s-a stins după o suferință și o boală grea. Rămas soțul ei în Kirovograd, Valic, de care habar n-am, nu știu absolut nimic. Știu că la un moment dat era director tehnic la o fabrică de radiouri, dacă nu mă înșel, sau ceva în genul ăsta. Ei, oricum fiind mult mai dezvoltați din punct de vedere tehnic decât noi la vremea respectivă. Așa, din partea unchiului meu, care locuia la Kiev, alt loc unde mi-am petrecut niște vacanțe, sau mă rog, bucăți de vacanțe, că noi plecam din România, azimutul era Kirovograd, unde stăteam de regulă, nu stăteam cam o lună. Odată la 2 ani la începuturile copilăriei mele și ulterior la 3 ani. Cum bine voia miliția și cu securitatea să-ți dea pașaport? Cu dată înainte și după, cu subsemnatul la securitate, cu raportat, cu cine te vezi, ce ai vorbit, ai bârfit regimul, n-ai bârfit regimul, în fine, știi. Deci, te lăsau să pleci, nu? Să pleci. Da, pe criteriu că ai neamuri. Da. Era cu aprobare. Cereai și îți dădea sau nu. Înțelegi? Plecai și cu mama ta, o vreme cu mama, tăi? Cu tata, cu sora mea, mă rog, până când sora mea ulterior, sora mea e cu 11 ani mai mare decât mine, ulterior ea a intrat la facultate și a văzut de viața ei, s-a căsătorit, în fine. Dar eu ultima dată am fost în URSS în 1987. 87, da, înainte de destrămarea... Da, aveam 17 ani și ar fi trebuit să mă mai duc în 90, dar n-am mai vrut să mă duc. Ai mei au fost, au prins faima asta de deschidere a McDonald's-ului de la Moscova, aia de... Eu n-am văzut niciodată Moscova în perioada respectivă, n-am fost niciodată la Moscova. Și în 90 nu m-am mai dus, că intrasem la facultate, terminasem primul an fără nicio restanță, a fost de altfel singurul an fără nicio restanță până la terminarea facultății și am vrut să mă bucur de vacanță și am zis că n-am chef, da, puștan de 20 de ani, nu mai am eu chef să mă duc la ruși, cum să zice. Și nu m-am mai dus. Cum mergeați până acolo? Chiar m-am uitat înainte să facem, cu trenul, cu vagon de dormit. Cu trenul, cu vagon departe, de dormit. Departe. Departe, foarte departe. Făceai o zi și o noapte și nu era... Că noi de obicei ne opream ori la Vinița, alt oraș bombardat. De asta spun că mă uit pe știrile cu bombardamente și mi redescoper copilărie. Mi-e groază ce-o fi în sufletul maică-mii. Că eu totuși am fost tangențial pe acolo. Ea a trăit în zonele. Și întreba mama ta dacă mai există, nici nu știu, casa unde, sau locul unde o fi născut-o pe sora ta, de exemplu. Păi pe sora mea a născut-o la Nemirov. Habar n-am dacă e bombardat și Nemirov. N-am auzit până acum, dar Dumnezeu... Sau casa în care a stat și care a mai fost bombardată, refăcută. Nu, stau și mă gândesc dacă mai exista casa din Kirovograd, unde petreceam vacanțele. Și repet, acolo ce-am stăteam 3 săptămâni de regulă. Și a patra săptămână, tot cu trenul, o petreceam ori la Harkov, acolo unde au făcut ai mei școala și unde erau toți prietenilor din facultate. Toți plecați și aia după căderea zidului, care în America, care în Australia, care în Israel. După cum s-a disipat neamul evreiesc până lume, ori la Kiev, la unchiul meu, care era arhitect și care... Are, mă rog, avea, el s-a săvârșit în viață mult înainte, doi copii verișorii mei, Natasha și Iura. Natasha e în Australia
Ți-am spus, deci nu mai e din neamul meu aproape nimic pe acolo. Unde? Mă rog, are și Natasha o vârstă, îți dai seama că fiind fata unchiului meu, care era cu 16 ani mai mare decât maică, e mult mai mare decât mine, Natasha. Natasha a fost scenarist la lista lui Schindler, documentarist la lista lui Schindler. Lista lui Schindler. Da. Mi se pare că era și pe generic, dacă nu mă înșel. Iar fratisul, Iura, plecat după facultate și mutat la Moscova, a fost unul dintre întâi stătătorii Oracle și Apple în Rusia, că toți s-au închis acum. El a fost printre primii, a fost directorul departamentului educațional, au foarte multe programe de educație, softuri, în fine. Până să-și facă business-ul lui privat, a fost director de stat, departament educațional, cred că întâi la Oracle și după aia la Apple, nu mai știu în ce ordine, dar pot să mă uit pe profilul lui de Facebook și să-ți spun. Iar zilele astea se ocupă cu dizidența anti-Putin. Este serios? Unul dintre intelectualii marcanți ai Rusiei, care au semnat scrisoarea aia de protest împotriva lui Putin și au cerut încetarea războiului din Ucraina. M-am stat cu inima strânsă mai bine de o săptămână. Nu știam, l-au luat, nu l-au luat. Nu. Pare că nu l-au luat pentru că e în continuare activ pe Facebook, a fost și ziua lui, i-a urat lumea la mulți ani și a și răspuns lumile la mulți ani. I-am trimis și eu niște mesaje, de citit la citit, de răspuns n-a răspuns. Nu mă întreba de ce, mi-e foarte greu. El, în rest, altfel, mai comentează din când în când în rusă la mine pe Facebook. Când mai au cât un premiu sau cât nu știu ce, bănuiesc că citește cu translate, că așa. Și mai comenta în rusă și mă felicita și îmi spunea că e mândru de mine. În rusă? Da. Și eu pe Iura l-am văzut odată în viață, în viu, l-am cunoscut mult după 90, de fapt mult după 90, chiar după 2000 lucram la Antenă. Și a venit în România cu familia, mă rog, s-a recăsătorit. Copiii și-au stat la sora mea la Sinaia, vreo săptămână sau două, și după aia el a venit la București, încă lucra la, nu știu, cred că la Apple sau la ceva de genul ăsta și la vremea respectivă, cartierul general pentru Europa Centrală și de Est al Apple era la Moscova și cumva ăștia care deschisese în România țineau de centrala de la Moscova și dacă tot a venit în România a venit să se vadă cu colegii din România și m-a întrebat sora mea, m-a sunat, zice, băi, Vârtu la mine vine la București, n-ai vrea totuși să vă cunoașteți că sunteți veri primari și zic, ba da, și a venit în București, stătea la un hotel, unul dintre hotelurile bune din București și după ce am ieșit din emisiune într-o seară, am luat un taxi și m-am dus, ne-am oprit și am stat în holul hotelului, nu știu, câteva ore de vorbă, ca doi veri care se vedeau fizic prima dată în viață și am stat de vorbă în engleză. Asta vreau să te întreb, dacă în engleză sau în rusă? Am stat de vorbă în engleză, pentru că am început în rusă. Și-a dat seama că mă chinuiam să-mi găsesc cuvintele și să tot și la un moment dat a început să râdă și zice, nu crezi că ți-ar fi mai simplu să vorbim în engleză? Zic, infinit mai simplu mi-ar fi. Și am vorbit în engleză. Sora mea, spre exemplu, a vorbit în rusă. Sora mea în continuare are și-a păstrat abilitatea de... Au simt nevoia să mă întorc la familia ta, la mama ta, la tatăl tău, lor? Le-a fost frică de război? Adică, ce fel de oameni erau în sensul războiul ăsta? Ei au trăit războiul, Cristina. Mama l-a trăit acolo, tata l-a trăit aici. Tata a trăit bombardamentele Ploieștiului la Comarnic. Cât e de la Comarnic la Ploiești? Deci sunt doi oameni trecuți prin război. Erau doi oameni care erau copii în război și care, mă rog, au trăit ce au trăit. Mai intens mama, cred că mult mai tărit intens. În sensul ăsta. Adică după ce tărit, îți dai seama că după ce treci un război și traversezi jumătate de Uniune Sovietică trăind, mă rog, în măsura în care poți să trăiești, dacă aia e viață, îți dai seama că restul, orice provocare pare minor. În condițiile în care îți pierzi o bună bucată din familie. Mama a mai avut un frate pe care l-a văzut o dată în viață, când a venit într-o permisie în război, care era și mai mare decât fratele. Serio? Cel mare. A venit o singură dată, are niște amintiri foarte vagi, era foarte mică. A venit în permisie până să plece el în Bejanie, a venit la Harkov,
în permisie, l-a văzut o dată în viață, după aia s-a întors omul pe front și la revedere, drum bun, nu se mai știe nimic de existența lui. Gândește-te că bunicăsu, ți-am spus, rabin îngropat de viu, taicăsu, unul dintre, hai să spunem, foarte apropiații generalului Kirov, care a dat și, respectiv bunică, care a dat și numele orașului Kirovograd. Acolo, când, mă rog, s-au separat apele în Partidul Comunist, ca să spun așa, a fost o luptă pentru putere între generalul Stalin și generalul Kirov. Kirov, mare erou de război, în fine, și așa mai departe. Ca peste tot, s-au câștigat unii și au pierdut ceilalți. Păi lui Kirov i-au gătuit pe toți în frunte cu Kirov. Și cu aghiotantul lui, care era bunicul meu. Bunicul meu la bază ceasornicar, evreu ceasornicar, nu era așa, banii era cu meșteșug. Dar ți-am spus, era un soi de aghiotant al lui Kirov. Și când l-au executat pe Kirov, l-au executat împreună cu toți băieții lui, ca să zic așa. Da, după aia, în buna tradiție a statelor comuniste, pe Kirov l-au declarat erou, evident, post-mortem. I-au făcut un oraș, sau mă rog, i-au schimbat numele unui oraș, a devenit Kirovograd. Și toți au niște monumente superbe, inclusiv bunica meu s-a ales după o viață de muncă și de război cu un monument de marmură roz. Un monument de marmură roz. Deci bunicul meu este un erou declarat prin lege, prin decret al Uniunii Sovietice, care are un monument de marmură roz. Deci îți dai seama că mama, trăind și auzind tot ce s-a întâmplat în jurul ei, de la bunicul care a murit îngropat, de la tatăl care a murit, nu mă întreb acum, asasinat, m-a împușcat, habar n-am. Așa, de la toată Bejania, evacuația, cum îi spune așa cu... Evacuația? Da, evacuația. Când eram în evacuație. Așa, ulterior, repet, venită, că și mai că era un copil, îți dai seama că dacă ea are 86 de ani și sora mea are, hai să fac calcul, eu am 52, sora mea are 63, da? Deci la 23 de ani, maica mea avea un copil cu care a plecat într-o țară străină care limba nu știa și unde nu cunoștea pe nimeni. Și unde a trebuit să se integreze, unde a trebuit să muncească, unde a trebuit să învețe limba, unde a trebuit să devină cetățean. Apropo, mama mea n-a fost niciodată membru al Partidului Comunist Român. Nu? Nu. Tata a fost, mă rog, membru simplu de partid. Au încercat ăștia să-l facă activist, dar n-au avut cu cine. N-avea talent la... Ce zice mama ta? Ce se întâmplă cu războiul ăsta? Va fi rău? Ce simte dumneai? Pentru că bănuiesc altfel vede... Simte o ură atavică pentru Putin. Pentru că, na, distruge tot ce a trăit ea și o face să retrăiască. Dacă mă întreb, nu știu dacă s-o omoră nici după Zelenski, cum de altfel nu mă omor nici eu. Dar, mă rog, în povestea asta, dușmanul e Putin și să roagă să nu nu-i treacă pe-n capul lui să ne bombardeze și pe noi, să nu intre și România în război, Doamne ferește, să-i plece și copilul și nepotul la oaste. Și na, stai seama, ce poți să gândește, Doamne ferește, gândește-te, trăiești într-un loc pe care îl vezi din copilăria ta, bombardat tot, totul să năruie în jurul tău și peste câteva zeci de ani, multe zeci de ani, vezi din nou aceleași 70, imagini. 70, 80, 80 de ani, da, pleca la 4 ani de acasă, deci acum 82 de ani să bombarda în jurul ei în Harkov, da? Și acum să bombardează iar Harkov. Și mă uit, mi se pare că au bombardat și universitatea unde au studiat ei, dacă nu mă înșel. Institutul de fizică, sigur, îl bombardaseră. Nu mai știu o clădire în flăcări, așa, care tot... Da, dar mi se pare că era făcut aia de fizică. Nu știu dacă era și Institutul Politehnic, zona de inginerie, că fiecare a făcut altceva, mai că mi-a țin, s-a făcut pentru minerit și taică mi-a făcut, mă rog, cumva un soi de echivalent al areului de la noi, de autoturism rutiere, mă rog, are combina cu TCM, deci taică-mi era în zona construcțiilor de mașini și maică-mi în zona utilajelor miniere, ca să zic, toate măgăoaielele de minerit și... Te sună, mă rog, și te întreabă mama ta ce se mai întâmplă, nu, sau în nu vrea o, să... În general o sun eu. Să știe, să... Da, îți dai seama și mă întreabă și...
Și maică-mea trăiește cu aceeași idee cu care trăiesc și o grămadă de prieteni ai mei care mă sună și care au impresia că, nu știu, noi învârtindu-ne în sfere înalte, întâlnindu-ne cu miniștri, cu, mă rog, asta e meseria noastră, da? Printre ăștia trăim, în definitiv, și ei printre noi, toți au impresia că eu știu ceva mai mult. Și dacă pot să răspund și eu. De unde Dumnezeu să zic, nu sunt confidentul lui Putin, nu sunt confidentul lui Zelenski, nici măcar al lui Iohannis. Și dacă află vreunul că începe nenorocirea, nu o să-mi mărturisească mie, că dau știre, fac breaking news și mă sparg în anchetă și să află marele secret, nu? Că până la urmă primează meseria, nu? Dacă am aflat o informație de genul ăsta, normal că suntem cu ea pe post la orice oră, din zi și din noapte. Da, mama, da, ca orice mamă îngrijorată pentru copiii ei, pentru nepoții ei, pentru tot. Și până la urmă și ai noștri sunt că, cumva, nu știu, și asta bănuiesc că o dărâmă, că sunt copiii au început, mă rog, nepoții au început să se împrăștie și ăștia. Sora mea are două fete, una mai e în București, aia altă locuiește la Bruxelles. Eu am un singur băiat care locuiește la Haga. Are și chestia asta, știi că i-am spus și i-așa ar dori normal să aibă toți copiii, toți nepoții acasă. Ce i-am spus, băi, totuși, tu ești prima din neam care a plecat din țară. Hai să nu ajungem să ne întrebăm de ce ți-au plecat nepoții din țară. Nu, ea n-a plecat de război. Se terminase războiul când a plecat. A plecat că s-a măritat. A plecat după, bine, da. A plecat după ăla, de la Comarnic. Da? Așa, da? Până la urmă, viața are ciclurile ei, da? Și până la urmă, în orice familie, uite, se întâmplă lucruri similare. I-am spus, mulțumește Dumnezeului că până la urmă copiii nu ți-au plecat în țară. Eu sunt aici, la 100 și ceva de kilometri de Sinaia, sora mea locuiește în Sinaia. Deci de bine, de rău, nu s-a împrăștiat familia în cele 40. Ție ți-e frică de război? Nu? Nu. Nu. Sunt și ușor fatalist, înțelegi? Deci, știi, mama m-a crescut cu deviza asta, cu ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, știi? Și cel mai un prieten al meu, de care îți mai spuneam, avea o vorbă și bă, Dumnezeu are acolo la el o carte mare așa și fiecare dintre noi avem câte o pagină. Așa. Și zice, și dacă acolo scrie că eu sunt un bou, zice, un bou mănaș și un bou mor, mă, indiferent ce mă străduiesc eu să fac toată viața. E un fel, dacă vrei, parafrază de la ce ți-e scris în frunte, ți-e pus. Și mișează, dacă o să fie război, o să fie, nu stau la drobul de sare. Am făcut armata, mi-a promis Dâncu că mă ia la propagandă să nu mă duc în prima linie, în direct mi-a promis Dâncu, da, atunci când cu nenorocirea, când au picat avioanele de la avionul și elicopterul la Constanța. Așa, de bine, de rău, o pușcă știu, cred că mai știu să o mânui. Eu am făcut armata pe bune și am făcut-o pe Ronald Ceaușescu. Am început în 88 și am terminat în 89. Am făcut 9 luni de armată la Piatra Neamț, unde a făcut penalti după aia cartiera Nele, în jumate de regiment. Că, mă rog, armata României s-a mai desfințat așa, când intram în NATO, s-au desfințat unitățile militare și a făcut cartiera Nele. Am făcut la infanterie. Am tras de mea sărit sângele pe nas, făcut trageri de noapte, de nu vrei să știi cât am tras eu pe poligoanele după împrejurul. Nu te gândești că se uită mama ta la tine? Da, mă gândesc acum că se uită mama mea la mine. Și o să zic că, Doamne ferește, copilului meu nu e frică de război, eu, nu, adică mama ta care a trecut prin bombardamente. N-am pretenții de stat de Rambo, nu spun că mi-ar fi comod să mă duc la război. Doamne, apără și păzește, sper să nu se întâmple. Dar în măsura în care, Doamne ferește, se întâmplă, nu mă împușc în genunchi. Sau îmi place să cred că nu mă împușc în genunchi. Adică, cred că mai știu să... Doar că nu știi cum o să reacționăm și, toți când... Da, habar n-am. Și cum să... Am trăit și am făcut armata destul de grea. Dar bun, dar n-am făcut-o în condiții de război, înțelegem. Am făcut-o în condiții de pace. Da, am trăit în condiții umilitoare în armată, am dormit în condiții umilitoare în armată, am dormit și pe câmp, și printre gunoaie, și adică sunt un om care la un moment dat în viața asta s-a călit. Știi că era aia cu armata te face bărbat. Bă, nu știu dacă neapărat te face bărbat, dar să știi că multe lucruri, iar eu am fost unul dintre oamenii care a detestat să facă armata și am rămas la aceeași părere, dar există o grămadă de lucruri unde, cum să spun, armata m-a ordonat și m-a civilizat. Ca să zic. Eu când am plecat în armată eram oscelerat, eram, mă luam în gură cu oricine, pentru mine a fost o groază. Toată lumea asta îmi spunea, bă, în armată nu comentezi, în armată execuți, asta era groază
tuturor și a mea, că zic, bă, mă iau cu cineva și trăiesc din arest în arest. Mai avem mult timp. Spune-mi un pic cum erau vacanțele tale în Harkov, orașul bombardat. Acum sunt orașe frumoase astea care sunt bombardate. Superbe. Și Harkovul și Kievul. Așa... Și Kirovogradul, un oraș foarte cochet. Ți-am spus, un oraș ca încât Ploieștiul, niște sute de mii de locuitori. Foarte, foarte cochet, foarte multe case. Kirovogradul, una dintre verișoarele mele, stătea într-un cartier de blocuri, dar oricum blocuri mult mai spălate decât deci ale noastre. Orașe frumoase, și, lume frumoasă, bănuiesc. Mătușii mea și cu unchii mei locuiau într-o curte de niște... cred că peste 1000 de metri pătrați, într-o casă, erau două case în curte lipite între ele, în care aveau livadă, aveau caiși, aveau pruni, unchiul meu, care era radiolog, creștea roșii și castraveți, era prea superb. Și după aia, mă rog, mă duceam în ultima săptămână, cum s-ar zice, în civilizație, la Kiev sau la Harkov, care erau, ți-am spus, niște... în Kiev, un București mai mare și Harkov un București mai mic. Bulevarde, bănuiesc, n-ai prins nicio delegație cu niciun dregător român pe la Rus sau pe la Ucraina. La Moscova, da, ceva gen Moscova, cel puțin centru și zona. Uite, la Putin am fost, dar când era premier. Bun. Bulevarde gigantice, extrem de... stilul Barcelonei, înțelegi? Bulevardele alea gigantice, cu trotuare, cu clădiri impozante. Noi ceea ce vedem acum, vedem niște bombardamente ale zonei, unor zone periferice, să spunem, care nu stau imaginea asta. La Kiev, cu siguranță, vezi că totuși Kiev și acum, dacă te uiți în jur, lumea pe Șoșoacă, dar Șoșoacă a spus corect când a spus la momentul respectiv că în centrul Kievului nu se întâmplă nimic. Și după aia toți am constatat că erau la 60 de kilometri de Kiev sau la cât erau când era, nu, la 30 de kilometri și coloana avea 64 sau 65 cât era, aia de-o dădeam noi la televizor și ne uitam în plasme și ne mirăm și în ziua de azi de ce n-au ajuns nici până acum la Kiev, da? Le erau periferii ce să-mi bombardau numai, că periferiile Kievului erau la, sunt la 30 de kilometri și mai bine și sunt spre deosebire de astea de la noi, deci nu e că a fost un sector agricol Ilfov pe case. La Kiev periferiile sunt pe blocuri. Mă rog, ce vrea să facă și Neanicu, după cum bine știi, când începuse el cu să facă blocuri la țăroaie. De, rușii au luat-o înainte și le și terminaseră, știi? Și noi de-aia ce blocuri vedem, cel puțin la Kiev, nu vedem blocuri din centrul capitalei sau din cartierele capitale. Adică vedem cum ar fi la noi, da, nu știu, de la Otopeni încolo sau mult de la Otopeni încolo, de la Corbeanca încolo, dacă vrei. Harkov, în schimb, au distrus frumusețe de oraș. Adică la Kiev încă n-au apucat, dar la Harkov au distrus. Nu știu, deci mi se pare, repet, e o dramă care nu poate fi descrisă în cuvinte. Și nu mă refer acum la familia mea. Mă rog, familia mea a trecut, s-a descurcat, se va descurca în continuare. Multe familii probabil sunt... Uită-te la oamenii ăia mărâți, uite, oameni care au avut un rost, mai bun sau mai rău. Aia mai bogați care au venit cu milionul în portbagaj sau aia care au venit săraci pe jos și cu o gentuță. Auzi, Victor, ai fost acolo, știi cum e Harkovul, cum sunt orașele astea frumoase, știi lumea, știi, știi pe ruși, pe ucraineni, nu știu. Dacă te-ai întâlnit cu Putin mâine, ce ei spune? Nu știu ce a spune nici lui Zelenski, că spun, sau lui Zelenski. După părerea mea, sunt în egală măsură vinovați de drama asta umanitară. Bun, că Putin e agresorul și ăla teoretic e apărătorul, da, dar sunt în egală măsură. Doi, își măsor cuvintele, sunt doi scelerați care sunt pe cale să bage omenirea în cel de-al treilea război mondial, care au nenorocit familie, au nenorocit destine, au nenorocit două țări, pentru că, să ne înțelegem foarte bine, Rusia nu e distrusă la modul fizic cum e Ucraina, dar Rusia e distrusă la modul economic. Nenorocirea asta e începutul sfârșitului, e, cum să spun, e un faliment de țară. Norocul lor, dacă există un noroc, este că sunt atât de mari, că Putin nu e atât de veșnic și că au atât de multe resurse și atât de multe bogății, încât să vor ridica. Dar să vor ridica iară pornind de undeva de foarte jos și iar cu generații de sacrificiu. Zice Putin, iar oligarhii nu mai sunt acolo. S-au obișnuit cu caviar, să stea în alte orașe. Și... Cristina, hai să... vrăjeala asta cu caviarul, te rog să mă crezi. Eu am mâncat caviar în copilărie. Mai apropo că mă întrebai cum era caviar. Un minut mai avem, te rog. Cu borcanul, cu borcan de la mare, așa. La ruși, mă rog, la ruși, în Uniunea Sovietică nu era nicio mare șmecherie. Bun, era mai scump decât restul și tot, era produs de lux. Dar
mătușii mei, repet, dentistă și unchiul meu radiolog, aveau borcane așa de caviar în frigider. Nu era nicio mare... Nu ne-a transmis nimic în rusă? Nu știu. Nu mai știu să vorbesc foarte bine și n-aș vrea să mă fac de râs. Ce să le transmit? Dumnezeu le dea Dumnezeu înțelepciune, dacă mai poate, dar cu cineva, în orice mod, fie ea sub forță supraomenească, fie ea forță umană, să le dea Dumnezeu înțelepciune, repet, să se termine odată cu nenorocirea asta, cu drama asta, cu tragedia asta. Familii, cum a fost cea ca a ta, nu? Care a trecut prin asta, să nu mai fie mame, cum e mama ta, care se uită la televizor și plânge fără îndoială sau e speriată? Evident că e speriată și omenește să fii speriat. Este, repet, norocul meu este că a fost o femeie foarte puternică și foarte rațională, care a putut să treacă peste. În măsura în care poți să treci, repet, dar rămâi cu sechele, rămâi cu tare. Sănătate, Victor. Familiei tale... Mulțumesc mult și mă bucur că... Va venit ideea asta să facem interviul ăsta. Uite, o să vedem. Cine știe ce mai descoperim. M-am dezobișnuit să dau interviuri, sunt, după cum bine știu, obișnuit să fiu în partea aia. Chiar mă bucur. Îți mulțumesc mult, Cristi. Victor Ciutacu, mulțumesc, doamnelor, domnilor. Iată-l pe colegul nostru, Victor Ciutacu, în seara asta, într-o altă ipostază. Rămâneți cu România TV. Bună seara, doamnelor și domnilor! Norul toxic din Ucraina, format în urma bombardamentelor, se îndreaptă spre România. Cât de periculos este fenomenul? Aflați la știri la ora 23. În timp ce copiii din Ucraina sunt uciși cu rachete, Vladimir Putin sărbătorește. Ce mesaj transmite liderul de la Kremlin? Vedeți imediat. Și noile tarife la energie sunt pe punctul de a falimenta populația. Plafonarea îi lovește pe român la buzunar. Intrăm în detalii în doar câteva momente. Când ne uităm și la drama militarului mort în condiții cumplite, este anchetă în urma tragediei din poligon. Și un impact devastator blochează șoseaua pe care turiștii se îndreaptă spre destinațiile de vacanță. Despre intervenția de urgență vă spun mai multe în doar câteva minute, la ora 23. Tot atunci ne uităm și la momentul în care interlopii atacă mai mulți oameni într-un bar. Nu s-au simțit că sunt filmați, imaginile sunt absolut șocante, le vedeți imediat. Vă aștept așadar la ora 23 și cu alte informații.